Bine te-am găsit, Olteanco! Oh, oh, oh. Să rămână! Unde fusăși? Fusei până la Craiova și veni până și la București. Și veni și repede aici la veni noi. Veni să te văd, pentru că nu te-am văzut de mult. Da, și mă bucur tare mult să fii invitată în platoul lui Măruță. Măi, apropo că el e tot timpul aici cu fața și vine să-i zic salut, Cătălin! Păi foarte bine, hai salut, să luăm, cred că vă supervizează cumva și el eu zic, de undeva. Cu siguranță este, știi? În fața micului ecran, bănuiesc că se uită la noi acum, adică și n-am niciun dubiu. Și cred că este foarte mulțumit, da, de performanța ta. E, acum, Ana, face început în vorba aia. Ce faceți? Eu sunt bine, da? Eu sunt bine, sau cel puțin așa trebuie să fiu, întotdeauna să fiu bine, să nu răcesc. Corect, da, corect, pentru corect. Că trebuie să cânt, să nu mănânc mult, pentru că nu trebuie să mă îngraș, să mă odihnesc cât mai mult, ceea ce nu reușesc întotdeauna, și să am grijă de toate cele, știi, de copii, de casă, mie de bărbați, asta cu să nu mănânc soț. Și opa, da, și asta este ceva foarte interesant, da, și asta este o lecție bună de învățat. Dar asta cu nemâncatul la Olteni, când e turtița aia și când sunt trandafiri, asta mai puțin, scuze-mă, puțin. Așa. Când este sărmăluța, asta că vorbim de mâncare acum, sărmăluța aia bună, așa, și acum la noi, în anumite zone, așa le spune, da, cârnaților, trandafiri, da, sunt și tăiați, da, cu barda. Da, asta e particularitatea. Înainte de a-i umple, da, da. Și usturoiul tot așa, tăiat bucățele. Nu este, da, este numai așa mărunțit cu cuțitul. Am totul este tăiat cu cuțitul sau cu barda. Ce faci, mă, mai, băiatul? Tu ce ai acolo? Te-ai... Dacă tu, da, mă, dacă el e Oltean, el e Olteanul de la câmpie, știi? Da, 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 da. Ce-i cu noi? Ce dorești? Tu ești Oltean ca de sub deal, de la munte, știi, vii așa. Nu neapărat, nu? Da, deja începe câmpia pe la Șușani. E la vin, la vin, da? La vin acolo, la Podgorile de vin. Ia, hai. Stai un pic, am și premiu, stai că el premiu acolo. Nu, el dar este între Olt și Dunăre. Eu vreau să aflu cine e mai Oltean sau Olteancă dintre voi două. Mamă, când îmi pune premiu de am o serie de întrebări. Ai plecat de mult de la Șușani. Și bineînțeles, un premiu. Vai, cine câștigă, vai, primește, vai, acest platou minunat de gogoși. Ce pot să spun, că astea sunt gogoși pur oltenești. Dar astea, da, nu cu ciocolată. Dar astea nu, că noi nu aveam bine, nici cacao. Bine, sunt un pic adaptate, așa, ce, da, să mai, da, n-am șmecherit. Să nu spui că ne întreb să le mâncăm, că sunt prea multe. Deci, așa, bun, ce vrei să ne faci? Atenție, ce vrei să ne... cine știe răspunsul, apasă pe buton. Bun, perfect. Așa, hai. Prima întrebare, sunteți pregătite? Da. De ce au oltenii noaptea la cap două pahare cu apă? Dar... Păi dacă au băut prea mult. Nu. No. Trebuie să apăsați pe buton. Să-și facă duș dimineața. Exclus? Să-și facă duș dimineața? Da, mă, că nu e apă, nu apă au... Apă, deci au două pahare... Nu au apă curentă. Pentru... că... Da. Să-și revină de după băutură. Unul pentru soție și unul pentru soț. Exclus. Vă dați bătute? Da. Da. Când le e sete, beau? Când nu? Nu. Două... Păi deci de ai unul cu apă, unul fără? Da. Păi n-ai specificat. De Olteanului, mă. Păi n-ai specificat. Așa era întrebarea. Bine, spus-o. Hai, mai departe. De fapt, da. Uite, vezi? Da. Eu zic pe asta să nu luăm în considerare, da, că și eu zic că nu e drept. Corect. Nu este drept. Atunci noi am câștigat amândoi. Da, exact. Hai. O gogoșă. Întrebarea numărul 2. Ce înseamnă regionalismul băzdoacă? E un fel de băltoacă. Nu, nu, nu. Este un vas în care pui ceva. Nu. Cum? Nu, și la mine este expresia ai băzdăcuri. Adică ai bâzdâc, da, da, ai nervi, ești, ai nervi. Ai nervi. Nu, nu te, da, da, da. Nu, dar asta e bâzdoacă, e altceva. Ai chef de ceartă? Recunosc că nici eu nu știam. Ai chef de ceartă? Nici. Păi nu mai bâzdoacă este un vas. E un obiect, un obiect, da. Un obiect, un vas în care pui băutură. Nu. În care ceva? Nu, este o măciucă, o bâtă. Oh, da, o ciucă, măciucă, măciucă, mă, măciucă, am înțeles, da, am înțeles. Deci ce, aha, să mai 0-0. Deci, mamă, ce pierdem tot astăzi. Ce ne dădeam, fii atent. Noroc că am mâncat înainte. Așa, mai departe. Ce fac oltenii când au ciorapii rupți? Și cos. Îi întorc pe dos. Bravo. Îi întorc pe dos? Da. Da, mă, dar e tot rupt, știi? Prima gogoașă la doamna Mariana. Așa. Așa. Completați versurile. Mădusei și mădusei să trec la Olt. Mădusei și mădusei să trec la Olt. Cu a mea, cu tot. Stai, scuze, mă, nu, mi-a luat tonalitatea. Da, cu a mea, deci, da, ce să mai este... E gata treaba, nu? Hai să fie egalitate. Da, nu, uite ce se întâmplă. Mie concursurile astea mi se pare că nasc așa cumva discuții, da, mă, între noi și noi. Și noi când eu am vrut să mă împrietenesc cu tine să asta spun vreau să zic că am cântat
la începuturile mele la tine, la Șușani, împreună cu Maria Ciobanu. Extraordinar. Măi, și a fost o seară extraordinară. Tu cred că erai micuță. Deci abia erai aștept, micuță. Uite că nu ne lasă, uite, nu ne lasă. Să luăm o scurtă asta pauză. Zic. Abia aștept după... să-mi povestească tot de a fi rapăr. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Corect. Și ne întoarcem cu ceva frumos, cu un joc și mai bună, nu? Corect. Ne-am întors și desigur concluzia este una simplă. Olteniei Fruncea, tocmai de aceea sus, 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 aș vrea să încheiem această zi. Bravo. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și în acest moment aș vrea să vă invit la muzică și dans! Bang!